Mascații au descins ieri dimineață la sediile a 10 societăți comerciale și locuințele a 10 persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activități miniere fără permis sau licență. Vizat a fost și sediul firmei lui George Dumitrescu, zis Hoțu, de pe strada Gării din Pitești. Anchetatorii îl bănuiesc pe Hoțu că ar fi creat o rețea de spălare de bani întinsă în mai multe județe. Oamenii legii au efectuat 17 descinderi în Argeș, unde au scotocit sediile firmelor și locuințele suspecților în căutarea de dovezi ale infracțiunilor comise. Au fost ridicate mai multe documente, fiind duși la audieri toți cei 10 suspecți. Dintre cei care au fost nevoiți să le dea explicații oamenilor legii, nu lipsește George Dumitrescu, patronul firmei SC Amfora SA, care a fost dus în cătușe la audieri, petrecându-și noaptea în arest. Persoanele respective sunt bănuite că în perioada 2007-2011 ar fi introdus în contabilitate operațiuni fiscale cu caracter fictiv, desfășurând activități comerciale cu firme cu caracter fantomă, cu scopul de a eluda bugetul de stat. Prejudiciul creat în acest mod este de peste 2 milioane de euro. În urma celor 22 de percheziții domiciliare efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din județele Prahova, Dâmbovița, Vâlcea, Argeș și municipiul București, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor înscrisuri și documente de evidență contabilă, precum și 300 de litri de alcool deținut în afara antrepozitului fiscal. Au fost identificate mai multe active mobiliare susceptibile ca fiind introduse într-un circuit financiar fictiv. Oamenii legii au mai depistat și ridicat un autocamion, despre care polițiștii au stabilit că figura sustras din Austria.